comunicarea. Ce înseamnă comunicare și de câte tipuri este comunicarea? Comunicare reprezintă schimbul de mesaje între cel puțin două persoane, dintre care una emite, exprimă, iar cealaltă o ascultă, o recepționează, cu condiția că partenerii să cunoască aceeași limbă. Instrumentul principal al comunicării este limba. Prin comunicare ne exprimăm gândurile, simțirile, trăirile, dorințele, experiențele trăite, primim și oferim informații. Comunicarea se realizează pe trei niveluri, dintre care cel logic, cel al cuvintelor, reprezintă doar 7% din totalul actului de comunicare. 38% are loc la nivelul paraverbal, cum ar fi tonul, volumul, viteza de rostire și 55% la nivel non-verbal, expresia facială, poziția corpului, mișcarea, etc. Nevoi fundamentale în comunicare. De ce comunicăm? Există 6 nevoi relaționale fundamentale în același timp, ele reprezentând și obiectivele oricărui proces de comunicare. Ele sunt următoarele: nevoia de a spune, de a relata, nevoia de a fi înțeles, de a fi recepționat, nevoia de a fi recunoscut, nevoia de a fi valorizat, de a influența și nevoie de intimitate. Tipurile de comunicare. Există mai multe tipuri de comunicare. Primul ar fi comunicarea verbală, comunicarea non-verbală, comunicarea scrisă și vizualizările. Primul tip, comunicarea verbală. Acest tip de comunicare se transmite, evident, față în față, la telefon, radio, televiziune sau alte mijloace media. Al doilea tip de comunicare, non-verbală. Limbajul corpului, aici s-ar înscrie, gesturile, cum ne îmbrăcăm, cum reacționăm și mirosurile chiar. Cel de-al treilea tip de comunicare ar fi comunicarea scrisă, care se transmite prin scrisori, e-mail-uri, cărți, reviste, internet sau alte mijloace media. Vizualizări. Acest tip de comunicare se transmite prin grafice, tabele, hărți, logouri și alte vizualizări care ne pot comunica un mesaj. Toate acestea împreună, comunicarea verbală, non-verbală, scrisă, alcătuiesc marea comunicare.